din experiența dumneavoastră de la cerere de plată până la plata efectivă, cam cât durează? Copilul ziceam că termenul legal este de 20 de zile lucrătoare, termen care se suspendă cu timpul de răspuns la plată. Sigur că este destul de dificil și pentru noi să spunem un termen clar, pentru că vorbim de un circuit mai lung de la organismul intermediar până la AME, după aceea multe semnături pentru plată, sunt 20 de zile. Acum, termenul acesta legal de 20 de zile se referă la verificare, după aceea mai sunt pașii de făcut pentru plată. De la noi, când aprobăm cererea de rambursare, se dă viza bun de plată. Când efectiv ca beneficiari intrați în posesia banilor, să fie cât mai scurt, pentru că tocmai ăsta este obiectivul acestor seminarii interactive pe care Ministerul Fondurilor Europene le derulează, să evităm greșelile, să evităm erorile, de altfel ați văzut în slide-urile noastre, tocmai pe asta am pus accent, să fie timpul cât mai scurt și să ajungeți în posesia banilor, cu mențiunea că perioada de clarificări suspendă aceste termene. Reprezentanții Ministerului au prezentat procedura simplificată de achiziții pentru beneficiarii privați, dar și ce prevede și cum se aplică. Pentru mine astăzi a fost o zi de informare. Firma noastră nu a accesat încă fonduri. Probabil o să fim doritori pentru perioada 2014-2020, când se deschide următoarea perioadă de finanțare. A fost, eu zic, o întâlnire utilă. Ne-a prezentat informații destul de condensate, dar în același timp utile, inclusiv cu greșelile care se fac în materie de circulație de documente între minister, organismul intermediar și firmele care solicită fonduri. Deci o socot că a fost o întâlnire benefică și ar fi cazul ca ministerul sau autoritatea de management, cea de la minister și organismul intermediar teritorial, să mai fac asemenea întâlnit. Cei prezenți au aflat ce trebuie să conțină dosarul și care sunt cele mai frecvente erori pe care le fac cei care accesează astfel de fonduri. Au fost mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri despre mecanismul de rambursare a cheltuielilor, dar și despre alte probleme întâmpinate de beneficiarii privați. A fost o întâlnire interesantă. De fapt, am participat de mai multe ori la astfel de întâlniri. Sunt concluzii de desprins aici, în sensul că se prezintă practic un mod de abordare a acestor programe, modul de completare a documentelor, problemele care pot să apară și cred că lumea pleacă lămurită de la aceste întâlniri, care înțeleg că se vor repeta în continuare. Cât de greu, cât de dificil este cu aceste IMM-uri, cu atragerea de fonduri? Proiecte? Este o muncă destul de laborioasă, s-a continuat simplificarea procedurilor.